putem să spunem că nu există probleme pentru cei care vor să facă acest vaccin? Putem spune că studiile științifice făcute nu numai în România, făcute în întreaga lume, da? În țările foarte avansate, să spunem, și tehnologic, și ca informație, și financiar, studiile, dovezile arată foarte clar că acest vaccin nu este, cel puțin după atâția ani de zile, nu este nociv, ci din contră a rezolvat, a redus rata pacientelor care au dezvoltat cancer de col uterin, cele care au dezvoltat, să spunem, leziuni precanceroase de asemenea. Deci, iată, avem dovezi certe și aici nu mai poate nimeni să, față de ceea ce susțin ceilalți, care pe aici, pe acolo, în mass media, pe net, găsim tot felul de păreri. Trebuie să rămână la păreri. Partea tristă e că ei vin cu mijloace mincinoase ca argumente și aici este nociv. În momentul în care spui opinia, dar fără să vii cu dovezi, este opinia fiecăruia. Important e ca persoana, cea care trebuie să aleagă soluția, să aibă încredere într-una sau în cealaltă dintre variante. Și eu vă sfătuiesc, doamnelor și domnilor, să mergeți pe mâna unui specialist care lucrează de foarte mult în sistem. E vorba despre domnul Vasile Barbu, despre sfatul dumnealui legat de, să spunem, să mergeți dumneavoastră direct la medicul de familie și să vă informați, pentru că el este posesorul unei informații importante legat de acest vaccin și să credem până la urmă ce spune acest medicina specialist. Medicina se face pe dovezi și se face cu argumente științifice. Și atunci să nu mai intrați pe internet, mai ales să vă statul român răspunde. Vă statul răspunde. Deci este un atât timp cât a fost acceptat de statul român și a asumat această răspundere, nu văd de ce populația trebuie să mai aibă teamă.